După aproape o mie de ani de conflicte directe și indirecte dintre bisericele catolică și ortodoxă, liderii celor două lumi creștine s-au întâlnit. Despre importanța acestei întrevederi, reporterul BTV a discutat cu episcopul de Bălți și Fălești, Marchel. Despre întrevederea celor două sanctități vom discuta astăzi cu episcopul de Bălți și Fălești, Marchel. Bună ziua! Bun găsit! Uh... Domnule Marchial, este o întrevedere de aproape, adică de peste 1000 de ani, în, după Marea Schismă din 1054, când, cele, când biserica integră s-a divizat. Care este importanța acestei întrevederi pentru lumea creștină? Ca să fim mai corecți, de la Marea Schismă până la întâlnirea Patriarhului Moscovei și a întregii Rusiei, Chiril cu Papa Francisco, au trecut 962 de ani, dar aceasta nu este de mare valoare. Mai important este faptul fonului sau cortinei, dacă vreți, chiar funeree, am putea o desena în cuvinte, a evenimentelor ce se petrec în lume, pe fonul căria tocmai a fost necesară această întâlnire a capelor celor mai mari biserici creștine din lume. Este vorba că la, acum în Orientul Mijlociu, precum și în alte locuri ale Terei, se desfășoară evenimente absolut nedorite, absolut urite, rele, păcătoase, cum ar fi războiul și chiar terorismul, să nu zic chiar genocidul asupra creștinilor, cum se petrece în Siria. Sunt o sumedenie de probleme de caracter religios, unele din trânsele se desfășoară și în, cu vecinii noștri, ortodoxii din, din Ucraina, unde pe diferite părți ale baricadei sunt atât catolici cât și ortodoxi care luptă vehement, luptă cu necruțare unul împotriva altuia. Se profanează sfințenii mari. Se derâme mănăstiri, se instaurează o dictatură a relativismului, ceea ce înseamnă că se pune semn de egalare între, între păcat și virtute, între virtuțile noastre creștinești, valorile noastre creștinești și încearcă să se egalează cu cele păcătoase și toate acestea vin ca un tăvăluc peste noi, impunându-se prin lege să fie respectate. Se profanează familia cea blagoslovită de Dumnezeu, bărbat și soție pentru dăinuirea neamului omenesc pe pământ. Se profanează în genere credința și chiar numele lui Hristos toate acestea nu poate lăsa indiferent pe nimeni și cred eu că anume din aceste considerente a fost mișcați ambii bisericii bisericilor creștinești din lume să se întâlnească ca până la urmă să-și consolideze puterile, vocile, acțiunile spre a stopa nevălirea acestui păcat destrugător de suflet. Totuși, Uh, unii diplomați spun că această întrevedere are și o conotație, pe lângă conotație religioasă, are și o conotație politică. Dar în urma declarațiilor făcute de cei doi capi ai bisericilor, am se vede că se pune accent atât pe uh, interzicerea sau stoparea persecutării creștinilor pentru păstrarea valorii familiei. Că, trebuie să existe o relație dintre bărbați și femeie, dar să nu ridice alte valori necreștinești. Episcope, cum vedeți dumneavoastră? Care este mesajul integru al acestei întrevederi? Este o consolidare în sfârșit a celor două biserici împotriva răului? Deci, Aș vrea ca, vorbind despre cele sfinte, despre e, treburile religioase, să divizăm cu mult discernământ partea lor pozitivă și, evident, partea cea slabă, partea negativă. Vorbesc aceasta în contextul celor spuse de dumneata, că unii politicieni ar da o conotație politică a acestei întâlniri și încă multe altele. Vreau ca să înțeleagă toată lumea că, politicienii în general niciodată n-au avut mare stimă față de cele sfinte, pentru că ei însăși, fiind adeseori afectați sau undeva, dacă vreți, prizoneriați de unele idei mai puțin creștinești, dar care le prezentau pentru ei, politicienii, un, un interes oricare, ei îndrăzneau să le implementeze la nivel de lege, și să le pună spre executarea tuturor și împotriva asemenea fără de legi, biserica evident că își ridica vocea. Așa a fost și 10 ani în urmă, așa a fost și 100 de ani în urmă, așa a fost și 1000 de ani în urmă. Și ținând cont că politica nu și-a schimbat fața, cred eu că rămâne și pentru viitor să se mențin această confrontație, ceea ce nu e de dorit, între politicieni și biserică. Vreau să zic că greșelile une, unor politicieni, deosebit celor de la apus, care au vrut să implementeze modul care le pare lor de viață, le-ar părea ca este mai bun decât cel vechi, decât cel tradițional, au provocat multe nemulțumiri, multe războaie, chiar și cel interreligios, cum este acum în Orientul Mijlociu, în multele țări din Asia și chiar din, din continentul african. Nu cred eu că ar trebui să ne orientăm la părerea politicilor în ceea ce privește întâlnirea celor doi lideri religioși, cum ar fi Patriarhul Moscovii și Rusiei, Chiril, și Papa Romie, Francesco. Acestea această, mai bine zis, întâlnire, încă o dată, repet, cu toată sinceritatea și fără o tentă, măcar o tentă de îndoială. Această întâlnire a fost dictată de necesitatea de a ține pept provocărilor pe care le propune acum viața contemporană, mai întâi de toate în fața Bisericii. Ambii dar mă, mă voi exprima deosebit, deosebit pentru în numele Patriarhului Chiril pe care îl cunosc și confrate și subordonat al căreia sunt și eu și căruia pe care îl susțin cu toată intenția, cu tot ce am eu mai sfânt, mai omenesc, vreau să zic că el fiind absolut responsabil de situația din lume, responsabil în fața lui Dumnezeu, sufletește, duhovnicește, creștinește, cred eu că anume aceasta l-a mișcat să dea unde verde acestei întâlniri care a fost mult timp musată, mult timp gândită, chipzuită și de mulți ani în urmă zemislită și acum când ne bat la ușă provocările atât de drastice despre care am, pe care le-am nominalizat mai sus, cred că anume aceasta l-a făcut pe Patriarh Kiril să dea acordul la această întâlnire politicienii, mă rog, rămân politicieni de a, și ei urmăresc scopul de a dobândi dividende politice și nu numai din orice, inclusiv și din comentariile acestea. Mai mult, mai mult ca atât, vreau să zic că unele spuse, unele comentarii absolut conștiente, dar care duc în eroare creștinii, ar fi că aceștia, acesta, din urmă, patriarhul Chiril, o fi cedat ceva din interesele Bisericii pravoslavnice sau ortodoxie, este unul și aceeași. Vreau să zic că absolut nu este corect, cunoscându-l personal, dar acum și după văzând și citind, făcând cunoștință cu textul declarației care a fost semnată de ambii capi de ambii lideri, vedem că nu a fost vremea de cedare, nu a fost nici vorbă de cedare a unuia în fața altuia, pur și simplu a fost o consolidare de, de a, a puterilor intelectuale, a vocii bisericilor spre a stopa fără de legea. Vreau în sensul acesta să îndemn pe toți creștinii și deosebit pe confrații mei slujitori să nu se dea pradă spuselor unor Irresponsabil, care ar zice că, precum că patriarhul o fi cedat ceva, o fi contribuit cu ceva la schimbarea tradiției noastre creștinești. Este o aberație, este o, o părere care nu are niciun temei. Patriarhul nostru este absolut conștient de responsabilitatea pe care o poartă în fața lui Dumnezeu și în fața poporului și este bine să. Conștientizăm și noi că nu trebuie să-l judicăm, ci din potrivă să ne rugăm pentru el, să-l ajute, să-l înțelepțească, să-l ocârmuiască Dumnezeu. Așa ar sta bine unui creștin să se roage pentru patriarhul său. Vândem și eu să facem cu toți acest lucru. episcope, noi am asistat la această, adică mass media a asistat la această întrevedere. De ce a fost ales, în opinia dumneavoastră, capitala Cubei, Havana? Eu, ar însemna, are și un mesaj de consolidare sau de solidarizare a celor două lumi creștine? Eu doar pot să, să răspund la această întrebare numai întemeiindu-mi răspunsul meu, întemeiindu-mi da, cele spuse de mine, doar pe, pe, pe părerele mele proprii și nimic mai mult. Sunt prea mari divergențele între noi, creștinii pravoslavnici și catolici. Sunt prea întunecate, sunt prea însângerate paginile, unele pagini din istorie a confruntărilor între creștinii noștri pravoslavnici cu cei catolici și mai ales între ierarhii superiori, unii dintre dânșele, dintre dânșii. Și cred eu că pentru a nu provoca, pentru a nu agita, pentru a nu renova acele dureri pe care le-au pe trecut, strămoșii noștri, pentru că toate acestea s-au petrecut de acum la timpul trecut, cândva, au rămas istorie. Ca să nu fie din nou renovate, să nu fie cât de cât eu știu agitate, să nu fie cât de cât eu știu aceste rani deschise, cred că conștient s-a ales acest continent, această țară îndepărtată, pentru că până la urmă, faptul de a curma provocările contemporanității, terorismul, genocidul profanarea sfințeniilor nu are, nu este valoros sau nu are valoare locul unde se, 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 fac comune aceste forțe, ci are valoare ca până la urmă să aibă un început și să fie de bun augur. Putea să petreacă și în altă parte. Nu credeam că era bine să petreacă undeva, eu știu, aici în Europa, unde au fost confruntările între catolici și ortodoxi mai simțite decât în alte părți. Și cred că este bine că aceasta s-a petrecut undeva departe și eu în aceasta văd, dacă vreți, portarea de grijă a lui Dumnezeu pentru noi toți cei care avem drept temei, slăvirea numelui lui Dumnezeu în lume, în viața noastră. Dumneavoastră, în calitate de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Creștine, aveți, ați avut sau aveți întrevederi cu reprezentanții Bisericii Catolice aici, la Bălți? comunitatea catolicilor? Vă întâlniți, discutați? Deci am... Se întâmplă, sigur că foarte rar, acum câțiva ani în urmă am avut o întâlnire, așa eu știu, fugitive cu domnul, dacă nu mă, nu mă înșel, i-am reținut bine numele Iațic, domnul Iațic. Probabil că este un preot, un slujitor a acestei, acestei comunități catolice din municipiul nostru. Mai mult ca atâta, episcopul catolicilor domnul Coșa, Anton Coșa, mi-a făcut o invitație atunci când s-a sfințit biserica lor, sau cum se numește, castelul, castelul catolicesc. Să zic că sunt fructuoase relațiile noastre, nu. Dar cel puțin nu sunt, sunt prietenești. Sunt rare, dar prietenești. Cred că aceasta este de valoare. Ca relația aia dintre creștini, nu cunosc relații nu dintre creștini, din sau? nu, niciodată. Ba, din potrivă, vreau să zic că acum câțiva ani în urmă, efectuând acâta de acum oare pelerinaj pe la locurile sfinte, printre noi, marea majoritate a cărei eram ortodoxi, s-au găsit loc și au fost foarte bine primiți și câțiva catolici din municipiul nostru, nici, nici, nici umbră de confruntare n-am văzut și cred că aceasta înseamnă a trăi creștinești. După cuvântul Apostolului Pavel, stăruiți să aveți pace între voi, și cred că acest postulat evanghelic sau biblic apostolesc, tocmai se materializează în viața creștinilor din Bălți. Mulțumim lui Dumnezeu, este pace, este liniște, este înțelegere. Această consolidare a bisericilor ar trebui să fie în drept exemplu, să vorbim așa, pentru actuala conducere a Republicii Moldova? În opinia dumneavoastră. la, la acest capitol, dragă îmi vine cam greu să, să prognozez, pentru că, vedeți, nu se observă o coerență în acțiunile conducerii de vârf a țării noastre. Am impresia că au pierdut cărarea, au pierdut chiar drumul și este greu să găsești cărarea, cum spune înțelepciunea populară. Mai mult ca atâta, chiar am impresia că sunt unii dintre cei care prezintă eșalonul înalt de la conducere a țării, sunt absolut întâmplători în acele jilțuri moi, pentru că grijele poporului nu-i mai preocupă și cred eu că acolo un om lipsit de responsabilitate nu are loc. A fi conducătorul unei țări sau a fi din echipa de conducere a unei țări înseamnă a lăsa toate ambițiile și interesele personale undeva departe și a a te sacrifica în numele slujirii acestui popor, ceea ce tocmai spre marea noastră nenorocire cu conducerea Republicii Moldova, noi nu vedem, nu observăm o astfel de, de dacă vreți, o astfel de dragoste, o astfel de, un astfel de sacrificiu. Fiecare își hotărăște interesele sale, poporul sărmanul cu problemele lui, conducerea țării cu problemele lor, dacă mai au și ei probleme. Probabil că mai au și ei. Pentru că într-o țară săracă nu poți fi fericit, nu poți fi, eu știu, liniștit, nu poți fi satisfăcut, nu poți fi încredințat în ziua de mâine. Pentru că lipsește temelia, înțelegerea și mai ales la noi în Moldova lipsește conlucrarea între simplu popor și protipendada de la conducere care s-a înscăunat în jilțurile moi, unde se simt bine după cum se vede, și nici vânt trece nu-i nu atinge. Dar, da, va bună Dumnezeu, va trece și această perioadă. Totuși, la acțiuni de protest. Lumea îi protestează masiv și exprimă nemulțumirea. Vedem oameni chiar venind și cu cruci, cu icoane. Poate să-i sensibilizeze actuala guvernare. Până la urmă este demonizat o persoană. Vladimir Plahotniuc. De ce? Ar fi el izvorul tuturor relilor în această țară? Nu știu. Până la urmă, vina lui Plohotniuc și nici nu mă interesează vina cuiva. Rezultatul până la urmă îl avem ca în palmă. Este rău în toată țara și niciodată n-a fost atât de rău cândva în societatea noastră. Bănuiesc eu că începutul acestor răutăți s-a început atunci sau a avut loc atunci când au venit la conducere cei care astăzi conduc țara cei care se pretind a fi și democrați și liberali și liberal-democrați pentru care nimic sfânt nu este nu știu până la urmă care poartă mai mult vină probabil că dumnezeu ne pedepsește pe toți pentru păcatele noastre însă mai bine era să nu vină ei la conducere dacă până la urmă conducerea lor s-a soldat cu atâta scârbă, cu atâtea lacrimi, cu atâta sărăcie în popor. Eu, în sensul acesta, îndiem pe toți creștinii să se roage ca Bunul Dumnezeu să ne aibă în pază și să ne ferească de o conducere atât de lipsită de har, de dar și de experiență.